O veni vara mea din Germania cu bărbatul său după 9 ani. Și și-or adunat pe acolo niște bănuți, și-or luat o casă aici în România, și apoi cu restul vor să deschidă o afacere. Și bineînțeles că bunica o trebuie să vadă ce și cum despre ce-i vorba. Bine că v-a venit mintea la cap și ați venit câte casă. Foarte faină, foarte faină ați făcut aici. Dar știi ce lipsește? Ce? O tarte, doi pripruni, să umple pe aici de bucurie. A, nu, că noi am stabilit de la bun început, că nu ne dorim copii. Ne axăm pe carieră. Nu avem pace, dar bub, ce viață și asta? Trebuie să lești ceva în urmă. O, cine vrei să-ți ducă o cană cu apă la bătrâneață? Cariera? Da, nici ideea asta de a face un copil și să fie obligat să ne îngrijească la bătrânețe nu ne place. Copilul trebuie să fie lăsat să-și facă propria viață, să fie liber, să facă propriile alegeri. Dar cu cum? Că așa e de când e lumea, așa e ordinea firească a omenirii. Da, noi nu trăim după aceste reguli. Plus de asta nu mă văd având instinct de mamă. Mă lasă, nu te năcăși, că acela vine el când trebuie, da? Și dacă nu vine? A, vine, stai liniștit. De-aia sunt atâția copii amărâți și abandonați săracii, din cauza instinctului, nu? Mă lasă tu, te pune și fă vreo 2-3 prunci, că îți trece vreme, așa și... Mă, ce zici, ce spulberată? Să ne dea afară din casă. Da, bunica, dar de data asta e cam exagerat. Nu avem pace, dar ce a spus chiar așa pogan? Dar nu te poți băga așa în viața omului, că fiecare familie știe treburile și prioritățile în viață. Că, dar mi-a spus numai de bine. No, ia că rezultatul. No,